Vai de mine. Bă, e incredibil cum e melodia asta, te nasc cu prostii. De cealaltă era de intră un om. Ha, bă, energie și antren, că poate e comedie. Asta este. Boagă, bom, bom, MC. Bine ați venit la episodul 3 din Rose Battle, sezonul 4. Probabil ați avut timp să vă dați seama. E cel mai tare sezon de Rose Battle. Este. De departe, deci nu. Clar. Frate, băi, cum a fost episodul trecut când s-a dezbrăcat tipa aia aici pe scenă. Bine, voi țineți minte că erați, dar oamenii de pe YouTube, frate, căutați episodul ăla și vedeți-l. Mamă, sau când s-a ridicat, frate, tipul ăla de avea o cagulă pe față, a dat-o jos, era Dragnea, a țipat la Micuțu, nu poți suporta adevărul. Și Micuțu i-a zis, nu, tu nu poți suporta adevărul. Mamă, deci trebuie să căutați neapărat în toate episoadele Rose Battle. Doamne, ce-am râs. Faza asta, băi, deci comă. Și asta, oameni buni, se numește teasing. Mulțumesc frumos. Sărim, pentru că episodul 3 deja a rămas între noi, sărim peste regulile bătăliei, că le știm și mergem la juriu, unde avem alături de noi pe marele Nicu Banea! Salut! Am zis marele că ai mai fost odată și așa oare. Nicu Banea a slăbit de curând și nu mai arată ca un hamster. A slăbit de când și-a montat acasă o roată uriașă de alergat exact lângă picurătorul de apă. Mulțumesc. Merita mai mult, a fost foarte mult. De asemenea, alături de noi, Micuțu! Toată lumea face mare caz de o palmă pe calea victoriei, dar nimeni nu vorbește despre sutele de săteni cu furci și torțe pe care i-a pognit când era cuplat cu Fiona și umbla cu măgarul și pus în buți. Deci eram cu un prieten, motanul încălțat, un om de 50 de ani, pictor. Un om super deștept, super la locul lui. Și nu în ultimul rând, Cristi Popescu! Cristi Popescu arată ca o bornă kilometrică cu barbă, pentru că miroase a pișat. Chiar miroase! Da. Cum? Așa cum v-am obișnuit, super surpriza este că scormonim în trecut și oamenii care v-au plăcut îi aducem aici pentru un battle demonstrativ. Iar de data asta, om FG, cum zic tinerii, avem alături de noi pe Tony Andrei și Radu Boian! Ziua lui preferată la sală e ziua în care face spate, biceps, triceps și urechi. N-aș fi băgat de seamă. Abia acum m-am prins. Tony a fost la casting la Insula Iubirii, dar l-au refuzat pe motiv că aveau deja insulă. Radu are pielea foarte, foarte fixă pe corp. Singurul om din lume care se masturbează dând din urechi. Tony are un copil de 2 ani pe care nu vrea să-l nască. Mersi frumos. În regulă. Și vă dau mulțumesc frumos. Și aș vrea să le mulțumesc. Primul rând mamei mele. Mersi frumos. A fost era un drum greu. Că o să fac o figură frumoasă. Mama, a trecut. Salut. Tony arată ca motivul pentru care au mai adăugat și al patrulea strat la hârtia igienică. Se rupe, da. Radu Boian, omul care a fost la o litră distanță, să-l cheme Coian. Nume de scenă, Coian Barbaru. El e. Tony are un tatuaj pe mână pe care a vrut să-și-l facă pe gât,
dar nu a avut spațiu suficient pe gât de la atâta ceafă. Cum zicea și Radu mai devreme, noi ne-am mai văzut la un battle. Ultima dată eu am pierdut. Bravo, Radu, felicitări. Mulțumesc din suflet. Acum știu de ce am pierdut, m-am uitat la înregistrare. Am dat prea mult la urechi, asta a fost problema. Și acum. Dar, nu știu, nu e ca și cum dacă dai în altă parte, sunt șanse să nimeriște altceva. E... Tony Andrei este moștenitorul familiei Adams, fiind rezultatul iubirii dintre unchiul Fester cu mânuță. Radu Boian, omul care face distanțarea socială posibilă. O să mai iau de altă chestie super evidentă la el, lăsăm la urechile la o parte. Se vede pe fața lui că Radu e virgin. Și, din păcate, Radu, dacă ar ploua cu pizde în București, bă, da, știi cum să fie, să n-ai loc să calci de pizde pe jos. Și când plouă în București, se umple pasajul muncii, să fie bucșit de pizde, pe tine tot pul te-ar nimeri. Să fie bucșit de pizde. Puteam să zic col că e, da? Da. Asta pare buletin informativ meteo, așa. Și pasajul Evitați muncii... Evitați pasajul da. Muncii. E bucșit de pizde, domnule. Mustește de pizdă. Se circulă pe o singură bandă. Că au recrit toate pizdele pe o bandă ca să poată circula. A căzut asfaltul de la pizdă, domnule. Dar au băgat, a trebuit să bage plugul de pizde. Da. Tot pul la rimeri, da. E... Plugzdul. E plugul de pizde. Da. Nu vreau să zic că e gras, dar la el scamele nu se adună în buric, ci le vitează în jurul axei sale. Frumos. Radu e genul de om care bea lapte rece la saună și are fața aia, nu știu dacă vă dați seama, are fața aia care pare că se bășește în public și după aia îl cuprinde anxietatea când nu-și dă seama dacă a realizat cineva că el e vinovatul. Tony s-a căsătorit de tânăr și toată lumea i-a urat casă de piatră pentru că se temeau de ce materiale va alege. Acesta fiind și cel mai mare dintre purceluși. Radu Boian, omul a cărui mamă s-a răzgândit în mijlocul avortului. Radu, nu știu dacă știți, a fost dat afară din propria familie la vârsta de 20 de ani. Motivul e simplu, e singurul din familie care nu și-a făcut verișoarele încă. Pe Tony, când îl vede lumea la munte, ne dă mesaj ro alert. Ursu, ați venit pula. Când Radu Boian a intrat în liceu și a propus să fie amuzant, ca să aibă și el cât de cât, să fie cât de cât ok cu fetele, 25 de ani mai târziu, tot nefutut. Cu moralul ridicat și coaiele lăsate, Tony arată ca un psihoterapeut de cămătar cu scrupule. Wow, wow! Radu, am un sfat pentru tine. Dacă cumva printr-o minune ajungi să stai de vorbă cu o fată și să ajungeți la discuții filozofice, te rog eu să nu-i spui, sunt numai urechi. Multe pizde. Haide să aplaudăm că au ieșit fiecare din bârlogul lui. Mulțumim frumos pentru participare. Plugă de pizde. Ok, și acum gata că dăm drumul la concursul ăla pe bune. Să vă justificați băutura gratis în seara asta. Începem cu runda 1, unde avem alături de noi pe Emanuel Drăguț și George Dumitru. Seara. George Dumitru arată ca Mihai de la Haikyuu dacă gașca lui ar fi stat liniștită. Georgian Emanuel Drăguț, doamnelor și domnilor, ăsta e numele lui complet. Emanuel e singurul băiat care își face prieteni imaginari doar ca să aibă ce să fută. Cel mai aproape de un threesome a fost când Tasu a pus-o pe Emanuel între Georgian și Drăguț. Fiind contabil, George Dumitru e un expert în calcule matematice. Un calculator în carne și oase. E singurul calculator pe care nu o să-l duci la repara niciodată. Pentru că ăsta garanta nu ți se fute. Shit. Emanuel arată ca un clovn care primește constant vești proaste.
La 37 de ani, George Dumitru așteaptă cu nerăbdare primul tuș rectal. Pare genul de om care și-a băgat degetul mai multe cururi decât doctorul care urmează să-i verifice prostata. Nu e tușeu? Tușeu, da. Tușeu. Tușeu. Tușul rectal este... Mai am până. Da. E cerneala obținută din... Mai ai ceva și adaug eu? Nu, mai am până... O să fac un tușeu rectal. Ah, ok. Ah, ok. Emanuel Drăguț e băiat finuț și înainte de sex își pune singur punga pe cap. Pe urmă se pune păfutut și urlă, cine e drăguț? Dacă vă uitați un pic mai atent la el, George Dumitru are fața unui om care suferă de nanism. Vă rog, uitați-vă efectiv un cap de pitic pe corpul unui om înalt. Nu are dreptate. Mie unul mi se pare un caz incredibil. Pare conceput în urma relației amoroase dintre un spiriduș irlandez și Ernest de la Trădați în Dragoste. Da, mă, da. Acum văd și eu, da. El e. Deși are fața asta de taliban rămas fără gloanțe, Emanuel Drăguț e totuși băiat, e genul care face din căcat cină. Deși arată ca un contabil opărit, George Dumitru pare în stare să fută toate folcloristele de la ansamblul folclor din Ruginești, și pe primar, și pe viceprimar, și pe consilieri locali, și pe Grigore Leșe care prezintă evenimentul. Pe toată lumea, domnule, cine? Emanuel Drăguț e atâta de prost că pe 10 august 2018 a mâncat bătaie de la jandarmi, deși nu era în București. George Dumitru miroase ca un concurs de cărușar senior din Pașcani. Emanuel Drăguț arată ca un cocalar gay. El chiar vorbește serios când zice mâncați-a și pula ta. Numele de Emanuel Drăguț e atâta de gay că Maurice Munteanu l-a scris pe foaie de hârtie și l-a băgat în cur. George Dumitru e atât de prost că nici unchi de la țară nu simțeau nevoia să-l întrebe cum stă cu gagicile. Emanuel Drăguț seamănă cu orice pește din Mica Sirenă. Adevs. Ok. Domnilor jurați, ce părere ați avut începând cu domnul Cosmin? Da, a fost foarte cinstit roastul ăsta. Emanuel, tu ai mai urcat pe scenă? Da, dar nu la roast. Ai urcat la... La open mic. La open mic. George, mă așteptam sincer la... Probabil aveam așteptările ridicate din cauza sau datorită finalei de la sezonul 3 și mă așteptam să fie mai multe glume cum a fost asta cu orice pește din Mica Sirenă și mi se pare că te-ai descurcat admirabil. Felicitări! Felicitări. Mulțumesc! Mulțumim! Domnul Cristi Popescu? Eu sunt. Mi se pare că amândoi la început v-ați cam grăbit, ați încercat să scăpați de ele. Spre final, George, tu ai livrat mai bine, dar tu ai continuat să te grăbești până la final și uneori chiar mi-era greu să urmăresc să văd ce zici. Rest, bine scris la amândoi. Felicitări! Mulțumit! Domnul Nicu Banea! Domnii mei, o să mă rezum la doar câteva cuvinte că am văzut în comentariile de la primul episod, că a zis lumea că și că vorbesc mult, deci... Eu atâta zic că Emanuel Drăguț a început foarte bine, pe părerea mea, după care, nu știu, ori te-ai relaxat, ori ceva s-a întâmplat acolo și George Dumitru, pe tine te-am mai văzut. Foarte bun. Seara asta se putea mult mai bine. Și ce să vă mai spun? Cam atâta, o să deliberez și să vă comunic rezultatul. Mă rog. Puteți să lăsați asta, că au de deliberat acolo, colegi. Ok, care este votul dumneavoastră, domnul Cristi Popescu? Mi-am făcut niște liniuțe aici. Liniuțele drepte sunt glumele la care am râs și liniuțe ondulate, cele la care am fost meh, dar zâmbet. Și la George am 3 drepte, 2 ondulate și la Emanuel o ondulată, una dreaptă. Deci, George. George, un vot. Domnul Cosmin. Domnule, eu voi merge
încurajându-l mai departe pe Emanuel să continue. O să merg pe mâna domnului George, pentru că abia aștept umorul la bun, la fin. Și domnul Nicu? Premiul Dunărea de jos. George Dumitru, premiul Dunărea de jos pentru George Dumitru și Dunărea de sus aia mai slabă pentru Emanuel Drăguț, care merită încurajat, sper să mai revină. Chiar merită, uite, puteți să-l încurajați acum. Felicitări, George. Mulțumesc. Și mergem mai departe cu runda a doua, unde avem alături de noi pe Mihai Benga și Călin Gheorghiu. Bună seara, bună seara. Salut. Cine e Mihai? Vă rog să vă prezentați. Tu ești Mihai? Eu sunt Mihai. Okay. Eu sunt Călin. Mihai. Ah, ok. Care este diferența între București și Pitești? În București poți să te pitești, dar din Pitești e bou, din Mihai. Călin e din Iași și marea lui pasiune este șahul. Are o defensivă siciliană așa de bună că nu i-a luat nimeni virginitatea. Au mai scăpat câțiva nebuni pe acolo. Maestră. Urechel lui Mihai aleargă cu un centimetru pe an ca să scape de el. Călin pare genul de om care pozează carnea de pe grătarul altor oameni. Mihai, sau Miță, cum îl strigă prietenii, fumează iarbă. Ceea ce era cool în 2008. Dar revelionul trecut s-o prăjit atât de tare încât l-o suna KFC să-i ceară rețeta. Vor să fac un... așa, smart menu. Călin, deși are 23 de ani, arată ca orice tată din Olimp care nu-și mai cumpără slipi, că are el oricum chiloți. Mihai e pasionat de sală și ați crede că e inutil să-și dezgroape dor pe an iubitele, dar pentru definirea la triceps, credeți cum e tu. Ce? E mare lucru. Ai mare lucru. Nu? Călin pare ca singurul moldovean care a plâns când s-a despărțit Ozon. Mihai încearcă de mult timp să se iubească pe sine și singurul mod prin care a reușit este să se lingă în loc să facă duș. Călin face și stand-up. De curând a luat o decizie foarte importantă. A intrat într-un grup de comedianți numiți Ghindușii. A luat decizia să nu mai fută niciodată. Tatăl lui Mihai l-a inițiat în comedie și nu doar în comedie, l-a învățat că e foarte important să nu mai râdă când îi suge pula. Călin Gheorghiu, singurul bărbat cu crazy eyes. El n-are deviație de sept, are deviație de bărbie. Arată de parcă a luat o boabă în plus la un festival de muzică folclorică și a rămas cu fața așa. Mihai este un romantic incurabil, nu pentru că are cancer, ci pentru că face sex cu prietena lui pe muzica lui Ed Sheeran, dar nu ne păcălește așa de ușor, l-a batoc cu Mihai Țipiticu. Pe Călin decât să-l ocolești, mai bine îl scuipi. Stai. Domnilor jurați, ce feedback aveți? Începând cu domnul Nicu Banea. Mă uitam pe Călin, nu-l văd foarte bine și mi se părea că sunt unul și același cu cămăși, tricouri diferite, așa. Și au cam scris la fel. Până la un punct când unul dintre ei, omul care nu poartă cămașă, a început să se detașeze ușor, ușor. Dar și Călin a scris destul de bine. E prima oară când... Am mai urcat cu Ghindușii, n-ați fost atent? Ce e important de extras de aici e n-ați fost atent. Păi eu, dar nu ai văzut că am încasat? Domnul Nicuțu. Deci. Nu, cu Ghindușii, da, de roast ziceam. A, nu, e prima oară. N-ați fost atent? Cred că poți mult mai bine. Adică știu
De fapt că ghindușii au renume și de asta știu că trebuie ținut standardul. Da. Atât am avut de spus, că iar scrie în comentarii, mai tași, mă. Domnul Cristi Popescu? E clar că Călin trebuie să se despartă de ghindușii, că îl trag în jos. N-ai ce căuta acolo în ghindușii. Iar Mihai, da, a început mai greu, cum spunea și colegul, dar foarte bine pe final. Chiar am multe linii. Mersi. Domnul Cosmin? Pe asta aș eu, așa, fii Robbie Williams al ghindușilor. Băi, nu, a fost, nu știu ce să zic, a fost un battle cinstit, chiar cinstit. Mi se pare că you got the funny bone, dar nu... Cred că ai senzația la un moment dat că scrii ceva amuzant și după aia vii cu el și... Îmi place că ignori faptul că lumea zice, bă, nu e amuzant, dar... La un moment dat, vezi că și eu am făcut asta și peste 10 ani trebuie să zici, înseamnă că nu e amuzant. Așa. Și Mihai e prima oară, de bine, e prima oară când vă văd pe amândoi, dar am fost plăcut impresionat și vă felicit și sper să vă mai văd și pe scena stand-up-ului și pe scena Roast Battle. La revedere! Maestre, maestre, puteți să lăsați? Da. Hai să vedem și care e votul dumneavoastră. Începem cu domnul Cristi Popescu. Votul meu clar se duce către Mihai Benga. Mihai, un vot. Domnul Cosmin Nedelcu. Dumneavoastră sunt. Da, n-am ajuns, bă, la... La zilele Padinei, să nu mai știu. Bă, eu să-i dau un vot lui Călin. Oh, shit! No. Cum zic bătrânii. Hai să o vedem pe asta. Domnul Nicu Bană, spargeți egalitatea. Nu e atât de greu. Deși dacă le-ați schimba vestimentația, n-aș ști care. Mihai Benga. Mihai Benga, mergem mai departe. Felicitări. Felicitări, abia așteptăm să te revedem. Și runda a treia îi va conține în ea pe Bogdan Cizma și Darius Grigorie. Bună seara. Bună seara. Hei, salut. Bună seara. Bogdan Cizmaș, sau Bogzilla, după cum îi se zice, e un gamer care arată de parcă mai are doar 10 la viață. Atunci când prietena lui cere al doilea număr în pat, îi zice că nu mai are mana. Darius încearcă să arate cool, dar singurele boabe pe care le bagă el sunt mini-marțienii. Arată ca rezultatul dintr-un incest între frații Grime. Ok. Pasiunea lui Bogzilla pentru muzica rap s-ar schimba dacă la concertele de yodler s-ar vinde mâncare mai bună. Lui Darius îi plac jocurile. Dacă ar fi un caracter de Mortal Kombat, ar fi subnutrit. E așa uscat că el nu fute, el exfoliază. Când a auzit prima dată de Bitcoin, Bogzilla s-a entuziasmat foarte tare pentru că știa cât investise în token. Ați văzut că are apucături de coardă. Câteodată noaptea se travestește și cântă prin baruri sub pseudonimul Lili Putin. Bogzilla este publicul țintă pentru medicamentele de sindrom colon iritabil. Ultima oară când s-a aplaudat la el a fost când i-au eliminat cu succes ultima fisură anală. Darius arată ca un cort ieftin. Îi ies bețele, e firav, sensibil la vreme și la fel ca într-un cort ieftin și-au dat drumul toți vamaioții în el. Deja o văd. Bogzilla arată ca un dealer prost care are el să-ți vândă o iarbă bună, naturală, de 2 ani de zile. Vreți să gustați? Coincidența face că Darius s-a lăsat recent de iarbă, a zis că fuma prea mult, era așa mic și prăjit, credea că tasul-i cocoșatul. Bogdan Cizmaș și iubita lui s-au cunoscut în
camera oglinzilor, când s-au aplecat amândoi și și-au văzut reciproc crăpătura curului. Darius are mai multă masă musculară decât a avut mese anul ăsta. El mănâncă dintr-un actimel de 3 ori și la sfârșit rămâne și cu un flashlight. Când era mic, Bogzila nu-și hrănea tamagociul de foame. Mie îmi place de Darius, e mic, alb și blând. Pare că îl ia Mirel la sub braț când merge la cerșit prin tramvaie. Juraților, mai sunteți? A? Nicule, a? Cum ți s-a părut? Eram aici, stăteam. Și acum au intrat, acum au terminat. S-au grăbit foarte tare, mai ales Darius. Nu? Chiar am vrut să scape de ele, să le arunce, să ne lase nouă. Dar ce să facem cu ele dacă ne-am auzit? Nu? Tare hâtru ești, bătrâne. Și asta ca sfat pentru Darius. Nu se mai grăbească, dar cred că știe și el. Dar dacă ai reușit să faci asta, ar fi super. Mie mi-a plăcut cum ai scris. Mi-a plăcut aia cu oglinzile. Foarte mult. Mulțumesc. Așa. Doriți să mai adăugați ceva? Nu mai adaug, gata. Domnul Cristi Popescu. Mie nu mi s-a părut că s-au grăbit. Chiar mi s-au părut foarte relaxați pentru nivelul glumelor. Dar... da, la tine s-a văzut, Darius, mai clar emoțiile. Darius, da. Țineți-vă de treabă, tu trebuie să scapi de emoții și scrieți mai bine. Will do! Mamă, atât de distant ai fost în bapulă, ca un tată care nu și-a recunoscut copiii, așa ai fost. Na, și scrieți. Sper că să te ții de școală. Și luați și voi 5 lei și să vă luați șosete. Domnul Cosmin? Da, eu aș vrea să-mi exprim... Da, nu pot zic dezamăgire. Aș fi vrut ca Bogdan să fie mai... Mi se pare că tu ai atitudine de roaster. Adică, nu știu de ce, dar la un moment dat mi se pare că tu te super... Te înarmezi cu încruntare vis-a-vis de celălalt. Nu știu cum să zic. Are un pic de agresivitate, așa. Da, dar potrivită. Care nu e susținută de material. Cred că asta e marea problemă. Adică dacă materialul ar fi... de două ori mai evil decât te uiți tu la omul cu care faci battle și respiri greu, cred că ar fi foarte bine. Darius, acest George Bush tânăr. Nu știu. Mi s-a părut că ești relaxat pe scenă, vorba da. Lui Cristi, dar ce faci cu asta? Asta e întrebarea. Nu, adică probabil, nu știu. Pare nu, că ești relaxat, asta nu, ziceam. Mor pare. Pe dinăuntru, efectiv. Da? Îmi pare rău. Na. Cum a zis celălalt tată al vostru, scrieți. Și vă dau și 5 lei pentru șosete. Gata, asta ar fi. Mulțumesc. Bun, puteți lăsa microfoanele. Hai să auzim esențialul vot al juriului. Începând cu domnul Cosmin. Votul meu, cu rugămintea de a fi evil pe material, merge la Bogdan. Ok. Votul domnului Nicu? Tot către Bogdan, cismaș. În regulă. Dumneavoastră, domnul Popesco? La fel și mine, Bogdan, cismaș. Bogdan merge mai departe, mulțumim de participare. Ne vedem cu viitor. Și battle-ul final al acestui episod. Runda a patra între Cristi Roman și Angel Constantin. Bună seara! Aș vrea să îl salut pe Adi, juriu, pe Angel și ofițerul lui de probațiune. Angel arată ca un bucătar reprofilat în bodyguard, reprofilat în proxenet pentru păpuși gonflabile. De acolo și afacerea cu vulcanizarea mobilă. Pe acest Cristi Roman, sau pe acest om care miroase ca o cutie de icre uitată într-un frigider scos din priză,
Atunci când îl privesc, am același sentiment ca atunci când dau cafea pe mine. Sper să se curețe. Anghel e foarte ușor pentru el să fie pe scenă, pentru că el e obișnuit cu oamenii în întuneric, lumini în față. Cristi Roman este atât de prost că odată a fost la curve și din greșeală a deșirat un prezervativ până la capăt, s-a uitat la el și a spus: "Să-mi bapă la asta e de patru persoane." Mă bucur să fiu cu Anghel pe scenă. Scade dramatic riscul de a-mi pierde portofelul. Cristi Roman sau acest om care fute octogenare pentru a primi un pic de ulei de candelă? Este atât de zgârcit încât atunci când își dă drumul din greșeală, șterge cu mâna, se freacă pe mâini, se intre înapoi în piele. Anghel Constantin este foarte bine poziționat cromatic pentru activități nocturne. Singurile probleme... Foarte bine pus în pagina, să-mi bat pe aici. Singurile probleme pe care le are sunt câinii, camerele de luat vederi și luminile care se aprind brusc. Cristi Roman are probleme de vorbit, de parcă ar fi fost făcut într-un menaj a trois între un bâlbâit, omul cu tureți și măsa. El de curând a divorțat de soția lui pentru că aceasta a făcut adulter, dar n-a fost vina niciunuia, nici a ei și nici a bunicului acestuia. Ca să pară umblat în lume, Anghel Constantin ține tot timpul hățurile pe partea dreaptă a căruței. Am și o cai, mersi. Cristi Roman nu pare a fi făcut din dragoste. El pare a fi făcut din ce s-a scurs pe covor și apoi s-a târâmăs a puțin. Nu mai zi. După cum vedeți, se îmbracă numai în cămăși de bătrân primite de la măsa, dar nu pentru că le cumpără măsa, ci pentru că măsa rămâne îmbrăcată în cămașa fiecărui bărbat care o fute. Și câte femei părăsite să... Dar ce mă, mi-a plăcut cămașa. Când a văzut prima dată Ferrari, Anghel s-a dus cu o mână de fân să fure căluțul de pe emblemă. Clasic. Cristi Roman, tatăl lui Cristi Roman, de fapt toți bărbații din familia Roman au Dacia Logan cu încălzire în scaune, ei motivând că vor să respecte tradiția, romanii au condus Dacia, dar unii se mai ardeau și în cur. Mi se pare incredibil cum Anghel, cu fizicul ăsta de recuperator, nu poate să recupereze handicapul intelectual. Bună asta! La asta mai luat, da, nu mai. Mă descam să uite. Respect, da. Deci râși și eu, ești nebun. Să mor, deci râd, deci n-am... Eu n-am mai zi o dată pe asta, mă, mâncați. Deci să mor, eu n-am de astea, eu chiar, deci bravo. Cristi Roman, sau această pubertate prelungită, e atât de corect, dar atât de prost, încât a dat mesaj cu particip la parada de gay, dar s-a dus ca să nu pară bulangiu. Wow, parcă am asistat la battle-ul dintre facultate și facultate. Așa, domnilor jurați, ce părere ați avut? Începând cu domnul Nicu Banea. Iar te-a prins bre pe fund. Nici nu m-am gândit. Iar erai la bucătărie. Eu m-am gândit că fac reclame și mă dure pe de... Da, acum m-a sunat. Da, să vă să-mi fac ce ai, eu chiar am râs de data asta. S-a văzut că oamenii s-au concentrat pe scris și pe delivery de data asta. Pe Cristi Roman l-am mai văzut la roast
Și acum mai fost mult peste ce am văzut eu atunci. Pe Angel Constantin l-am mai văzut, sper să-l mai văd. Mă, te-am avut de spus? Te rog frumos. La rost! La rost să-l mai văd. Mulțumesc. A, ce m-am ferit de un glonț. E și mușca asta de MMA, așa. Da, ok. Domnul Cristi Popescu. Da, a fost un contrast foarte mare între voi doi. Și mi se pare că amândoi scrieți bine. Mă bucur că n-a trecut. Da, bună, scrieți, bună. Scrieți foarte bine. Dar Cristi, cred că ți-a fost mult mai ușor, pentru că tu arăți foarte ofertant de a scrie rost pe tine. Adică dacă ați face schimb de corpuri, nu știu care ar scrie mai bine. Dar mișto. Cred că a fost cel mai bun din episodul ăsta. Că nu mai amintesc din episodul 1. Care? A, ăla. Nu mai țin minte. Da. Efectiv, era de mult. Domnul Cosmin? Da, amândoi ați fost mult mai bine decât înainte, în trecut. Dar Cristi, aia cu bine poziționat cromatic pentru activități nocturne, bă, băiatule, e absolut senzațional. Mi-a plăcut enorm. Adică s-o pui, adică nici la poliție nu... Și am fost acolo. Deci exact e mă deplasam pe calea victoriei când dintr-o dată un tip bine poziționat cromatic. Deci a fost perfect. Iar Angel aia cu... Deci aia e pe sistemul mânca mea e slobozul din pizdă. Aia cu... Ce aveți, băi? E o vorbă. Prima dată la Rose Battle? Ce aveți, mă? Băi, guys, ce aveți? Aia cu nu pare făcut din dragoste, ci din ceva scurs pe covor și măsa... Nu, nu e aia. Nu, da. Nu e mânca mea slobos din pizdă, nu e efectiv aia. Da. Bravo. Felicitări. Mulțumim. Puteți să lăsați microfoanele. Așa, să auzim votul jurului, începând cu Cosmin Nedelcu. Da, felicitări pentru amândoi, votul meu merge la Cristi. Ok, un vot Cristi. Domnul Nicu Banea? Tot Cristi Romanș. Ok, domnul Popescu? Cristi. Ok, Cristi merge mai departe, felicitări, felicitări, Angel. Wow, chiar... Super, super progres. Absolut, super progres. Absolut. Bravo lor amândura. Și apropo de progres, hei, cum duci o țară înainte? Premiind pe cel mai prost om din seara asta, într-un poll de pe community-ul canalului YouTube The Full, vedeți acolo cine vi s-a părut că e cel mai slab și acel om, omul pe care îl alegeți, poate câștiga 500 de euro. Hai, pentru o țară mai bună! Seară bună! Ce? Subscribe? Aici, mă!